Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen! Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, iată că am mai apucat o vineri și trebuie să spun ca de obicei, mulțumesc, Doamne, e vineri, thanks God, it's Friday, în sfârșit, începe weekendul, de ce vă spun asta, e momentul să ne mai distrăm, să ne relaxăm, nu ne facem grija, cel puțin două dimineți, că va trebui să ne trezim, să nu întârziem, să, nu, e momentul să lăsăm puțin stresul la o parte, să lăsăm grijile, să uităm de necazuri și să ne relaxăm. Da, dragi telespectatori, mare, mare surpriză pentru Eurovision. Nu mă pot abține, dragi telespectatori, am aflat o știre bombă. Știți, câștigătorul de anul trecut, Duduița cu barbă a Austriei, Concita Wurst, vrea să participe din nou în duet cu un român. Oare există vreo onoare mai mare pentru un român decât să cânte cu Concita Wurst, vă întreb eu. Așa. O surpriză de proporții li se pregătește fanilor Eurovision. Câștigătoarea ediției de anul trecut, Concita Wurst, vrea să participe și anul acesta alături de un alt concurent al concursului, un român. Concita Wurst, cea care a câștigat Concita Crembus, cam așa ar veni în traducere. Și a mâncat de Revelion, chiar în noaptea de Revelion, seara, la început, a mâncat un Crembus la Viena. Da, sunt fabuloși, crembuști vienezi, poți să iei ce ai mai bun în România, în Ungaria, în Bulgaria, în Rusia, ce vrei de oriunde crembuști, să-i pui lângă unul vienez, nu stă. Ăla vienez ți se topește în gură, e fabulos. Da, Concita Wurst, care a câștigat marele trofeu la ediția din 2014 a Eurovisionului, vrea ca anul acesta să participe din nou și să cânte în duet cu nimeni altul decât Cezar Oatu. Știți băiatul ăla care a fost în rochie? Probabil asta i-a atras atenția Concitei. Nu au fost încă stabilite detaliile colaborării dintre cei doi artiști cu apariții excentrice. Potrivit știri TVR.ro, reprezentanții lor încă mai poartă negocieri pe această temă. Anul acesta, finala Eurovision se va desfășura la Viena pe 23 mai. Păi dacă mă gândesc bine, vorbesc cu prietenul ăsta al meu, care, da, mi-este cel mai bun prieten, prenumele lui e Mircea, da? El mi-a suportat toate cheltuielile la Viena și când spun tot, înseamnă tot, inclusiv biletul din noaptea de Revelion, absolut tot. A fost un pariu pe care eu l-am câștigat sau nu. Și am descoperit o lume relaxată. În seara de Revelion, în fața primăriei, dragi telespectatori, nu s-a cântat la mulți ani, s-a cântat vals, Johann Strauss, Valurile Dunării. Și pe urmă lumea a intrat în cluburi, în restaurante, în ăsta, după ora 12 fix. E, m-a uns la suflet și cred că numai pentru asta a meritat să fiu la ora 12 în fața primăriei. Să nu vă mai spun că erau 11 scene în zona centrală, unde la ora respectivă erau deja DJ peste tot, pentru că au început cu formații. Începuseră de la ora 2 după masa, la 2 noaptea era gata, ultima melodie. E, asta voiam să vă spun, că s-a cântat în loc de la mulți ani Valurile Dunării. A doua zi anunțaseră la radio că au fost 750.000 de oameni în stradă la ora 12 în Viena. Și după aceea s-a spus în limba germană, Prosi Neuer, în engleză Happy New Year, și a treia limbă în care s-a spus la mulți ani a fost limba română. Am crezut că n-au... Zic, băi, bine am auzit, mă întorc, Mircea,
A zis în română, mă, nu venea să cred. A zis la mulți ani tuturor românilor. Zic, înseamnă că suntem câțiva pe aici, nu? De aceea, posibil să apeleze Conchita Wurst la Cezaru Atu, probabil a văzut că sunt mulți români în Austria, nu? Și ar putea obține niște voturi, nu? Că ei ar vota România, românii poate, unii dintre ei ar vota Austria și uite, ar vrea să mai câștige odată. Nu, mi se pare absurd să câștige aceleași cântăreți de două ori la rând. Șansele sunt minime. Dar poate că într-un duet ar prinde un loc pe podium, nu? Da, da, să nu zicem hop până n-am sărit. Anul acesta, finala Eurovision se va desfășura la Viena pe 23 mai. Până atunci, cei care își doresc să reprezinte România pe scena din capitala Austriei se pot înscrie până pe 8 februarie. Câștigătorul Eurovision România va fi ales pe 8 martie într-un spectacol transmis în direct de televiziunea română. Printre artiștii români care și-au anunțat deja prezența la Eurovision se numără Nicola, da, Amna, featuring Lens, da. Trupa Băieții, da. Gabriel Cotabiță. Nu. Nu. Și pentru prima oară Trooper. Nu cunosc Trooper, nu știu. Da. Gabriel Cotabiță. Nu știu dacă mai are ceva de spus. În ultimul timp n-am prea auzit mare lucru din partea lui. Da, tot respectul pentru cariera lui, munca lui, dar nu este omul pentru Viena, nu. Păi, Gabriel Cotabiță, hai să o luăm așa metodic. N-are rochie, n-are barbă, n-are silicone, n-are... Cum să-l trimiți acolo? Și nu e nici măcar declarat, nu știu ce. Da? Bun. Dragi telespectatori, să nu... Să nu mai aberăm. Da, fiți sigur că pot să văd o femeie, o actriță, o cântăreață și să-l văd pe Cotabiță. Păi n-am cum să votez cu Cotabiță între ăștia doi. Nu am cum. Mie mi-au plăcut atât de mult femeile că Dumnezeu mi-a dat trei. Mi-a dat și soție, mi-a dat și două fiice. Ba, mai mult am și o papagaliță și o cățea. Ce mai? Unul singur mai e mascul în casă, papagalul. 2 grade Celsius în acest moment la Satu Mare, dragi telespectatori, avem o maximă de 4 grade Celsius, o minimă de minus 4. Cer acoperit, șanse de precipitații 10%. Sâmbătă 7 februarie, cer senin, 2 grade Celsius, maxima minus 4, minima 0% șanse de precipitații. Duminică 8 februarie, ninsoare, averse, 1 grad Celsius, maxima minus 5 grade, minima 50% șanse de precipitații. Luni 9 februarie, cer parțial noros, minus 1 grad Celsius, maxima, minus 7 minima. Marți 10 februarie, cer senin, minus 1 grad maxima, minus 8 grade minima. Aoleu! Și când ziceam că frigul s-a dus și că ce-a fost mai greu a trecut, să nu spui hop până n-ai sărit. Așa, ce mai avem? Miercuri, cer senin, 0 grade Celsius, maxima, minus 7 minima. Joi, senin, 3 grade Celsius, maxima, minus 4 minima. Vineri, 13. Aoleu, superstițioșii! De acum luați-vă zi liberă, vineri. Ăștia care vă temeți de 13, e vineri 13. A fost și un film american după care s-a mai făcut un remake, vineri 13. Senin, 3 grade Celsius maxima, minus 3 grade minima. Sâmbătă 14 februarie, senin 4 grade Celsius maxima, minus 3 grade minima. Duminică 15 februarie, ninsoare, averse, 4 grade Celsius maxima, minus 2 minima, 40% șanse de precipitații. Da, intrăm puțin și pe site-ul wikipedia.org. Acum l-am trecut pe limba română, să vedem cine s-a născut pe data de 6 februarie. 6 februarie, da. 1908. Geo Boxa, scriitor și ziarist român, membru
al Academiei Române, decedat în 1993, Ronald Reagan, președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada ianuarie 1981-ianuarie 1989, decedat în 2004. 1913, Mary Leakey, antropolog britanic, decedat în 1996. 1916, Gabriel Țepelea, istoric literar român, membru al Academiei Române, decedat în 2012. Dați seama, a trăit 96 de ani, wow! 1917, Zsa-Zsa Gábor, actriță de film de origine maghiară. 1921, Dan Constantinescu, poet și traducător român, decedat în 1997. 1927, Alexandru Apolzan, fotbalist român, decedat în 1982. 1945, Bob Marley, interpret jamaican de muzică reggae. Da, este părintele muzicii reggae. A încercat și fiul lui Ziggy Marley să-l egaleze, dar no chance. Bob Marley este unic și inegalabil. Îmi plac în mod deosebit două melodii de-a lui. No Woman, No Cry. No Woman, Don't Cry, așa, și Could You Be Love, care e fabuloasă. 1947, Viorel Hizo, interpret, fotbalist și antrenor român. Era să-l fac și pe ăsta interpret jamaican, că citeam cu un rând mai sus. Da, 1961, Florence Obenas, jurnalistă franceză. 1962, wow, Axl Rose, membru al trupei Guns N' Roses. O mare voce extraordinară, a avut parte de-a lungul carierei de multe repetiții, pentru că întârzia pe scenă și a fost fluierat de multe ori de fani că nu începuse spectacolul la ora prevăzută pe afiș, dar impresarul lor le-a spus: Axl Rose de obicei face vocale înaintea, vocalize înaintea spectacolului și nu intră pe scenă decât atunci când e pregătit. Da, într-adevăr, după cum am calculat eu, vocea lui se întinde la peste 4 octave și jumătate. Nu e chiar ușor să cânți Knocking on Heaven's Door sau Paradise City, nu? Totuși, melodiile mele preferate, melodiile mele de suflet ale trupei Guns N' Roses sunt November Rain și Don't Cry. Așa, ce mai avem? 1968, dacă pleci, nu uita să-mi lași cheia de la beci. Cătălin Crișan s-a născut, vă dați seama, Cătălin Crișan, astăzi, pe 6 februarie 1968. Da, are o vârstă și el, că mi-l aduc aminte, era puștan, nu? Interpret român de muzică ușoară. 1975, ța, 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 căprițății, tătă noaptea nu-i muri. E ziua de naștere a, nu știu, moderatoare, politiciene, cum să-i spun, Lavinia Șandru. 1979, cica bum, ce e astăzi, nene? Numai starul s-au născut azi. Cica bum, vrei să pleci, dar nu mă iei. Dan Bălan s-a născut astăzi, îi spune la mulți ani și lui, deși am aflat că are o părere foarte rea despre români. Lui îi plac mai mult rușii. E, fiecare cu opțiunile lui în program. 1986, Oleg Andronic, fotbalist moldovean. Dar ce sărbători avem astăzi? Noua Zeelandă, ziua Waitangi, aniversarea semnării tratatului de la Waitangi dintre băștinașii maori și coloniștii britanici, sărbătoare națională din 1840. În calendarul român, romano-catolic, sfinția sa Paul Michi și însoțitorii săi martiri. Asta cu Noua Zeelandă, am auzit că nu mai există, gata, nu mai sunt canibali în Noua Zeelandă. Ieri l-au mâncat pe ultimul. Pentru că nu e nimic, nu e nimic referitor la, trebuie să o găsim și pe asta. Așa, unde este? Acum. Au un calendar și știu site-ul. Site-ul se numește Creștin Ortodox și atunci am dat să vedem ce sărbătoare e și la Ortodox, că nu știu, chiar nu știu. V-am să zic așa, februarie, astăzi,
Sfinții Varsa nu fie cel mare, eu am profetul Vucol și Fotie. Deci nu e scris cu roșu, voiam să spun. Așa, iar pe duminică, pilda fiului risipitor. Așa. Sfântul Teodor Stratilat, Sfântul proroc Zaharia. Bun. PTT. Ăsta cine mai e? Dosarul Mineriada, iunie 90, redeschis. Miron Cosma face dezvăluire explozive după 25 de ani. Am poate să facă el dezvăluire. Zi tristă pentru Dinamo. Nelu Nürnweiler înmormântat cu onorul militare. Fenerbahce nu l-a uitat. Da, Nürnweiler a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din România. Circa 200 de suporteri ai lui Dinamo au ținut să-i fie alături lui Nelu Nürnweiler, fostul mare fundaș al Câinilor, care a fost condus pe ultimul drum ieri în comuna Albota, județul Argeș. Pe lângă fani de față i-au fost și foștii colegi Ionel Augustin, Costel Orac, Marie Dragnea, Iulian Mihăiescu, Ion Marin, Ion Moldovan, Constantin Eftinescu, Lică Movilă, Ionuț Anuțe, Nicușor Vlad, Constantin David Flencea, Iuliu Uțu, Vasile Ghiță, Eftimie Haralambie, Virgil Crăciunescu, Ion Dinu și Vasile Florea. Dintre cei doi frați al lui Nelu Nürnweiler care sunt în viață, doar Victor a fost prezent, Radu nereușind să ajungă din Elveția unde trăiește în prezent. E foarte frumos că 200 de dinamoviști fani au ajuns la înmormântarea lui, deși a fost unde? În Argeș. Da, câini și după moarte. Fost fotbalist la Fenerbahce, Nelu Nürnweiler nu a uitat de echipa de pe... Nu a fost uitat de echipa de pe malurile Bosforului. Fener a trimis în semn de omagiu steagul grupării și o coloană de flori. Fostul mare fundaș a fost înmormântat cu steagurile celor două cluburi pe care le-a iubit, Dinamo și Fenerbahce. Fanii prezent la ceremonie au scandat: câine și după moarte, pentru cei datorită căruia dinamoviștii sunt porecliți câinii roșii. În suflete vei fi păstrat prin numele ce ni l-ai dat. Au scandat suporterii. Da, e foarte frumos că 200 de suporteri din București au mers la mormântarea lui și iar e foarte frumos că Fenerbahce nu l-a uitat. E un lucru extraordinar. V-am spus că am o părere foarte bună despre turci, deși unii i-am auzit, nu au o părere atât de bună, dar eu, cunoscându-i atât în România cât și în Turcia, mi-am format o părere foarte bună despre ei. Da, dragi telespectatori, citim ia să vedem. Astăzi informația are și un supliment de Supliment TV. Avem amândouă cotidienele locale și Gazeta de Norvegia și Informația Zilei. Începem revista presei. ANPC cere o soluție la criza francilor elveției. În prefectura continuă monitorizarea luptei împotriva contrabandiștilor. Diversiuni tot mai ordinare. Editorial 50 de ani cu regele Hagi, semnat de Grigore Cartianu. Eu am citit viața lui Hagi și de mic a fost foarte bine crescut de părinții lui, oameni simpli. Tatălui, în ziua în care lua salariul, îi chema pe toți frații în curte și cine cânta cel mai frumos imnul României primea 100 de lei. Deși bătrânul nu câștiga foarte mulți bani. Nu știu câți dintre părinți își mai învață astăzi copiii imnul României, să-l știe pe din afară. A? E adevărat sau nu? Deci Hagi a crescut în spiritul românesc și pătruns de patriotism. Nu așa. Și de cele mai multe ori Hagi, chiar Gică, el cânta cel mai frumos, el primea banul, el primea 100 de lei. Deci de mic a știut imnul pe din afară. La câte meciuri l-am văzut cu mâna la inimă, nu e adevărat.
Am văzut, am urmărit și meciul lui de retragere, unde au fost foarte mulți, cu Romario, cu Butragueño, a venit inclusiv din Ungaria cel mai bun jucător de Italie. Am aflat că de atunci, în mod repetat, Hagi a fost invitat de primul ministru al Ungariei, de Orban, la meciuri. Interesantă relație de prietenie. Oana Tarța și-a dezvăluit secretele sale creative. Mistreții își scurmă subvențiile agricultorilor. Floretă, doar bronz pentru Benjamin Bodo la cadeți. Buget taxat pe investiții la Negrește Oaspeț 2015. Să vedem și ultima pagină. Prefectura continuă monitorizarea luptei împotriva contrabandiștilor. Un vitezoman a parcat în curtea unei case. Italian prădat de un sădmărean. Frica paralizează administrația. Pagina 3, diversiuni tot mai ordinare. Persoane încă neidentificate și încă nepedepsite formulează denunțuri penale false în numele directorului general al Nord-Vest TV și a gazetei de Nord-Vest, Răzvan Govor. Ordinar, ordinar. Trustul de presă format din cotidianul Gazeta de Nord-Vest și postul de televiziune Nord-Vest TV, respectiv directorul general al acestuia, Răzvan Govor, au devenit de aproape un an și jumătate țintele unei diversiuni ordinare care urmăresc compromiterea lor. Apelând la decizii falsificate de poprirea conturilor emise de ANAF, aceste persoane au încercat să provoace falimentul firmei pe care funcționează ziarul și televiziunea. De asemenea, în acest an au transmis instituțiilor statului 3 plângeri penale false în numele directorului general Răzvan Govor, îndreptate împotriva a 2 persoane fizice și împotriva unei persoane juridice. Vom reveni cu acest articol, că pare interesant. Adică e foarte interesant, vă dați seama, să scrie cineva în numele tău sesizare penală, de astea grele. Vom reveni după pauza publicitară. Luăm acum publicitate, videoclip, știri, ne întoarcem. Bună dimineața, vă spunem din nou, dragi telespectatori, 8 și 14 minute la ceaiul de dimineață. Continuăm revista presei. Am început să vă citesc de un articol intitulat Diversiuni tot mai ordinare. Persoane încă neidentificate și încă nepedepsite formulează denunțuri penale false în numele directorului general Nord-Vest TV și GNV, Răzvan Govor. Tentativă de falimentare a firmei editoare în cursul lunii iunie 2013. 6 firme din județul Satu Mare aproape au fost aduse în pragul falimentului prin intermediul unei metode de lucru asemănătoare. O persoană neidentificată până în ziua de azi s-a prezentat în centrala unei bănci comerciale din București în data de 18 iunie 2013, dându-se drept reprezentant al ANAF. Aceasta a mânat lucrătorilor bancari decizii falsificate de poprire pe conturile celor 6 societăți comerciale din județul Satu Mare, deși acestea aveau obligațiile fiscale achitate la zi. Valoarea totală a popririlor era de aproximativ 15 milioane de lei, adică peste 150 de miliarde de lei vechi. Printr-un noroc providențial, falsurile au fost descoperite înainte de a afecta în mod serios activitatea societăților comerciale vizate de gruparea infracțională. Printre societățile vizate s-a aflat și Nord-Vest TV Advertising SRL, pe care funcționează postul de televiziune Nord-Vest TV și care editează cotidianul Gazeta de Nord-Vest. În urma reclamațiilor depuse de firmele păgubite, Poliția Capitalei investigează cazul, încercând deocamdată fără succes să identifice persoana care s-a dat reprezentant al ANAF. 2 plângeri false trimise prin fax. Diversiunile au fost reluate în acest an. În primele zile ale lunii ianuarie 2015, aceleași persoane necunoscute au trimis prin fax parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5, București, 2 denunțuri penale false formulate în numele directorului general al cotidianului Gazeta de Nord-Vest și al postului de televiziune Nord-Vest TV, Răzvan Govor, împotriva a 2 persoane fizice.
Răzvan Govor a aflat de cele două plângeri formulate în numele său în 14 ianuarie, când parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 i-a comunicat că cele două plângeri au fost trimise spre competentă soluționare parchetului de pe lângă judecătoria Satu Mare. Directorul general Răzvan Govor a luat legătura cu procurorii bucureșteni, aducându-le la cunoștință că nu a formulat niciun denunț împotriva persoanelor respective. De asemenea, în data de 23 ianuarie 2015, acesta s-a adresat și procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Satu Mare, solicitându-le să efectueze cercetări în cauză privind autorii acestor plângeri penale care se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor de fals și uz de fals și care trebuie trași la răspundere cu privire la aceste fapte. Acesta a cerut să vadă și conținutul celor două plângeri. A treia plângere falsă trimisă prin poștă. În data în care directorul Răzvan Govor a depus plângerea la parchetul de pe lângă judecătoria Satu Mare, aceleași persoane necunoscute au continuat diversiunea trimițând prin poștă un nou denunț în numele său. De data aceasta, denunțul a fost formulat împotriva reprezentanților unei firme. Denunțul nu a fost trimis doar parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5, ci și Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției Române și Ministerului Apărării Naționale. Directorul general Răzvan Govor a aflat ieri despre acest nou denunț când i s-a comunicat că plângerea a fost înaintată spre competenta soluționare Direcției Naționale Anticorupție DNA. Acum va trebui să le explice și procurorilor anticorupție că nu a formulat nici un denunț. De asemenea, va trebui să le solicite și lor să stabilească identitatea autorilor acestei diversiuni ordinare. Autoritățile trebuie să pună capăt diversiunilor. Directorul general Răzvan Govor solicită autorităților abilitate ale statului să identifice autorii celor trei plângeri false. La un an și jumătate de la tentativa de a provoca falimentul firmei Nord-Vest TV Advertising SRL, am aflat cu stupoare că aș fi autorul a trei plângeri penale trimise către diverse instituții ale statului. Personal nu am formulat aceste plângeri penale și nu știu ce conțin. Nu cunosc nicio faptă de corupție comisă de către persoanele menționate în adresă, așa că nu aveam motive să fac asemenea demersuri judiciare. De asemenea, nu am formulat nicio plângere penală împotriva societății menționate în adresă, căci nu am motive pentru acest lucru. Numai o minte cu adevărat bolnavă putea gândi și apoi pune în aplicare asemenea diversiune ordinare. Solicit autorităților abilitate ale statului să identifice autorul sau autorii diversiunilor care trebuie să răspundă în fața legii pentru aceste fapte. Ne-a declarat directorul general al cotidianului Gazeta de Nord-Vest și al postului de televiziune Nord-Vest TV, Răzvan Govor. Coincidențe extrem de stranii. Interesant este faptul că deciziile falsificate de poprire figurau ca emise de autoritățile din sectorul 5 al capitalei. Primele două plângeri au fost trimise prin fax de pe lângă parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5, iar a treia plângere a fost trimisă prin poștă, fiind depusă la o căsuță poștală de pe raza aceluia sector 5. Culmea coincidenței, în sectorul 5 se află Parlamentul României, locul de muncă al fostului director al Gazetei de Nord-Vest, senatorului independent Marian Valer. Adversitatea dintre acest senator și familia Govor, respectiv angajații ziarului Gazeta de Nord-Vest, este de notorietate în județul Satu Mare. Puțin mai departe, mai precis în sectorul 6, domiciliază un alt adversar declarat pe numele său, Răzvan Micul, despre excrocheriile căruia Gazeta de Nord-Vest a publicat un șir întreg de anchete în decursul ultimelor trei luni. Cel puțin acum autoritățile abilitate au doi posibili suspecți, dacă tot vor să investigheze cu maximă seriozitate diversiunile descrise anterior. Da, e normal că atunci când pui o scrisoare, nu te duci la cutia poștală din ăla al capăt de oraș. Pui la cea mai apropiată, nu? Ok, dragi telespectatori, ce mai avem? Că mai avem niște povești frumoase astăzi. Mistreții scurmă subvențiile agricultorilor. Asta nu-mi place. Linie electrică subterană nouă la Carei. Wow, linie nouă! Dar nu-i de transport. Ar fi tare de tot. Careiul, primul oraș cu metrou din nord-vestul României. Adică n-are Clujul și are Careiul, vă dați seama. Album nou lansat azi de formația Argus, dragi telespectatori, pagina 6. Da, frumos. Sunt prietenii noștri.
Dani, Călin, Norbi, Adi, băieți adevărați. Mă distrez întotdeauna cu ei, dar le-am pus întrebarea, nu știu de ce. În afară de emisiunile televizate, sunt singurii cu care nu m-am intersectat la o nuntă, la un botez, la un majorat, nu știu cum. L-am întrebat pe Adi, bă, voi nu acceptați DJ pe lângă voi, că nu știu altfel cum de nu ne-am intersectat noi. Dar a zis Adi, nu, nu-i problemă, unde se cere cu DJ, vine și DJ. Așa. Prefectura continuă monitorizarea luptei împotriva contrabandiștilor. Da, poștea tot monitorizează și prețul țigărilor rămâne neschimbat în piață, acolo unde vine românul și te întreabă. Ne-am chelțighi. Așa. Ca urmare a acțiunilor desfășurate în ianuarie, au fost reținute în vederea confiscării bunuri în valoare de 79.945 de lei. Așa de mulți? Nu, serios, eu credeam că o prinde de vreo 7 milioane. Un vitez oman a parcat în curtea unei case. N-au vezi dacă au avut instructor bun la școala de șoferi. Două accidente trase parcă la Indigo s-au produs ieri pe raza municipiului Satu Mare, județului Satu Mare, unul în comuna Moftin, iar celălalt în cartierul Sădmărel. Ați uitat, cartierul rezidențial Sădmărel, supranumit Ochicii Bucureștii. Un accident teribil a avut loc ieri dimineață în jurul orei 4 la Moftinul Mic. Pentru că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat cu mașina, a lovit un cap de pod, iar după ce a ras totul în cale, s-a oprit în curtea unui localnic. Din cauza impactului extrem de violent, tânărul a suferit răni foarte grave. Evenimentul s-a produs în această dimineață în jurul orelor 3 și 43 pe drumul național 19 în localitatea Moftinul Mic. Acum, ce mai vrei să facă cei de la drumul și poduri ăștia? Dragi telespectatori, era atâta drumul, l-au făcut atâta. Deci te duci la Moftin, în curba aia zici că ești pe autostradă, nene. Deci eu cred că este cel mai lat drum dintr-o comună sădmăreană, cel puțin. Nu știu, poate și pe raza județelor limitrofe. Și tot dă câte unul cu oi ăștia în gard. Asta ce înseamnă? Înseamnă, sunt două variante. Ori e prost, ori e prost. Că alta nu mai este. Deci e lat, dar nu e adevărat. E făcut frumos, se știe că de-a lungul timpului acolo au avut loc cele mai multe accidente. Cele mai multe accidente în curba de la Moftin. Nu știu de ce, cum, care șmecheria, că te înșală, că mai și urci, mai și cobori. Curba nu e de, nu știu, n-are 90 de grade să zici că, vai, Doamne, ce curbă periculoasă e. Da, un 45 de grade are, așa-i? Cel puțin. Bun, ia să vedem. Ălălalt. Un accident similar a avut loc ieri în jurul orei 11 în cartierul Sădmărel din municipiul Satu Mare, în zona Căminului Cultural. Păi nu mă mir. Și la Sădmărel e autostradă, e făcută. Tot le-a promis domnul primar Ileș că le face drumul, nu l-a făcut. Domnul primar Coica a promis că le face drumul, l-au votat, le-a făcut drumul. Ileș înainte făcuse un kilometru, un kilometru și 10 metri, sau un kilometru și 100 de metri, ceva de genul. E făcut drumul, e foarte bun. Sigur că dacă ai mână liberă, adică n-ai pe nimeni în față, poate te pierzi și o calci puțin mașina, că drumul, uite așa, hârtie, te poți duce, da? Așa, în zona Căminului Cultural, unde șoferul unui camion a pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unei case. Din declarațiile martorilor a reieșit faptul că șoferul avea viteză mare și nu a reușit să vireze, intrând direct în gard. Din fericire, conducătorul auto nu a pățit nimic. Localnici și spun că zona este una foarte periculoasă și nu este semnalizată corespunzător, iar în ultima vreme, mai ales după ce drumul a fost reparat, acolo au loc foarte multe accidente. Păi da, da. Au un cămin cultural foarte frumos, mare, ca lumea, acolo se țin și nunțuri, și anunț, și botezuri, și așa mai departe. Singurul inconvenient este că, nu știu, cei care au proiectat căminul, a fost proiectat pe vremea lui Ceaușescu. Au proiectat și toileta în fundul curții, deci așa, ca la un cartier de municipiu. Deci acolo ar trebui făcută și o toaletă cu dușuri, nene, cu alea, cu oglinzi de Veneția, nu? Am mai mulți prieteni din Sădmăreu și toți sunt niște oameni jos cu pălăria. Tot respectul pentru Sădmăreu. Așa. Ce mai avem? Cred că o să luăm pauza imediat. Da, ăsta e un anunț extraordinar. E unul dintre puținii invitați care a reușit să mă emoționeze. Da, vedeți?
că Dumnezeu are un plan special pentru fiecare și e bine să fii optimist, să nu disperi, pentru că poate în ultima clipă, de pe marginea prăpastiei, e salvat. Rafaelu Varga a fost adoptat de o familie din București. Deci când băiatul ăsta a fost aici, mi s-a rupt sufletul văzându-l, ascultându-l, ce frumos vorbea. Primul show de televiziune în care a apărut a fost Ceaiul de dimineață. Și sunt mândru de asta. Un bun prieten mi-a sugerat, invită-l, Gabi. Un băiat bine simțit, are o melodie, zic, hai să-l invităm, dar zic, nu știu ce o să vorbesc cu el. Câteodată îmi este greu și mie, mai ales cu invitații ăștia care au, chiar vorbeam cu Robi, au două opțiuni în meniu, ori răspund cu da, ori răspund cu nu. Două cuvinte auzi de la ei, da, nu. Nene, și atunci eu trebuie să formulez întrebările în așa fel încât ăștia să nu se mai chinuie. Și îmi zice Robi, nu, că ai avut și invitat care zicea, le-a combinat astea două. Zicea, da, nu. Sădmăreanu Rafael Varga, concurentul care anul trecut a impresionat o țară întreagă la X-Factor, a fost adoptat de o familie din capitală. Da, l-a făcut pe Ștefan Bănică Junior să plângă, l-a făcut și pe Brenciu să plângă. Rafaelo s-a stabilit în București, orașul în care își dorește să facă o carieră în muzică și televiziune. Toate aceste vise ale lui se pot împlini cu ajutorul familiei care l-a adoptat. M-au văzut la X-Factor, mi-au scris pe Facebook, apoi ne-au împrietenit. M-au vizitat de ziua mea la Satul Mare. Vă dați seama ce oameni de omenie au venit bucureștenii la Satul Mare să-l cunoască. Așa, apoi m-au luat la ei de sărbători, iar acum m-au luat definitiv. Nu știu cum să le mulțumesc pentru că am o familie care mă susține atât financiar cât și spiritual să-mi îndeplinesc visul, spune Rafaelu Varga. Ajuns în București, tânărul din Satul Mare a fost acceptat să facă practică la Antena 1. Totodată Rafaelu face cursuri de canto gratuit, iar un artist l-a luat la studioul lui. Da, Boier Bibescu, care colaborează cu mulți artiști bucureșteni. Tânărul din Satul Mare a început să facă canto la școala Art Music cu profesoara Mădălina Cârcota. În paralel a început să lucreze cu Boier Bibescu și împreună pregătesc o piesă cu care speră să ajungă pe radio. De asemenea, Rafaelo se implică și în proiectul Dar din Dar, Dar din Dar. Tânărul va reveni în Satul Mare pe 1 iunie când va susține un concert în cadrul proiectului Dar din Dar. Ați văzut, dragi telespectatori, niciodată nu este prea târziu, niciodată nu e prea târziu. Nu știi niciodată ce planuri are Dumnezeu cu tine și gândiți-vă la un lucru, mai în jos nu e voie să mergem, înapoi nu putem să dăm. Și atunci ne rămâne o singură variantă, sus sau înainte. Ori în sus, ori înainte, care e cam același lucru, da? Bun, luăm acum pauza publicitară, sosesc invitații noștri. Bună dimineața, dragi telespectatori, iată, au sosit invitații noștri de astăzi, care au sosit pentru a vă invita la evenimentul lunii februarie, lansarea albumului Argus. Asta da viață frumoasă. Le spunem bună dimineața lui Călin, Dani, Adi și Norbi. Neața, bună și bine ați venit la Nord-Vest TV, la Ceaiul de dimineață. Bună dimineața, Gabi, bună dimineața. Ați văzut ce se sincronizează, răspund în cor și sunt mai sincronizat decât corul bisericii. De ce? Pentru că dumnealor sunt profesioniști, nu sunt cântăreți de duminică. Așa. Dragii mei, și că ne-am trezit de dimineață cu bucurie pe față să vă invităm la lansare de la mic și până la mare. Nu-i bine? Atât, de la cel cu barba sură până la cel cu senul în gură. Da, exact. Aveți aici un număr de 14 melodii. Da. O să vă pun o întrebare. Unde minge când e gol? Nu. Care este melodia care vă place cel mai mult? Ei, asta e grea întrebare. Șai, da, ga, dai, da, ga, dai, da, ga, dai. Toate sunt frumoase. De ce Gabi, pentru că așteptam suflet. Răspunsul lui Călin. Toate sunt frumoase, da, toate sunt bune. Toate am pus suflet. Dacă ai 14 melodii, e clar că îți plac toate.
E ca și cu degetele, la care ai 5 degete la o mână, la care te tai și nu te doare. Exact. Acum o să rămână de văzut publicul care va aprecia să fie melodia de top. Nu știm care, nouă ne plac toate melodiile de pe album și sperăm ca să, să le placă și publicului și să vedem într-adevăr care va fi melodia de top de pe acest album. Dragi telespectatori, trebuie să le mulțumesc că m-au invitat și pe mine de seară la lansare. Voi fi undeva acolo în primele rânduri, depinde unde prind loc, că mie îmi place să stau întotdeauna în față. Numai mie e frică să nu pice Dani postă mine de pe scenă cumva. Deși bănuiesc că acest lucru nu se va întâmpla, e puțin probabil. Am să stau acolo mai în... O să stau în primele rânduri, de ce? Tocmai ca să audă când îi aplaud. Ei sunt trecuți și pe tabloul meu de prezentare aici la noi, la Nord-Vest TV. Fiecare realizator, fiecare emisiune are un tablou de prezentare pe hol. Ei sunt alături de mine în tabloul de prezentare a ceaiului de dimineață. Ei fiind un... mari consumatori de ceai. Ce da. Au lansat și drept câteva melodii în prima audiție de-a lungul timpului la ceaiul de dimineață. Și mi-au spus să nu mai zic de Norbi cu keyboard-ul, că și-a vândut keyboard-ul și acum cântă la pian de piept. E Weltmeister sau de care? Nu, no, e Roland. Roland, foarte tare. Și tu, că și Adi mai cântă la pianul de piept. Câteodată, câte un pic. Ce folosești? Câte un pic. Așa. Pic, 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 miric. Dani, tu ce microfoane folosești? Foarte bune. Acum, să nu știu dacă are rost să spun Shure. Dar noi am venit cu totul altă temă să discutăm. Așa. Despre lansarea albumului. Așa. Și vreau să specific, intrarea este liberă, deci nu se plătește. Așteptăm pe toată lumea, că am avut întrebări de la unele persoane dacă unde se cumpără bilete, deci nu este cu bilet. Intrarea, la bilete, Gabi. Intrarea nu este cu bilet, vă așteptăm. Sunteți câștigătorul tombule, intrați. Și mai avem un anunț. Câștigător tombule, intrați, ați câștigat, intrați. Avem un anunț foarte important. Care galerie va face cel mai mare gălăgie, cea mai puternică susținere? La cele persoane le vom da 3 CD-uri. Deci care galerie va fi cea mai puternică, va primi 3 CD-uri din partea formației Argus cu autograf. Așa că 3 CD-uri sunt pregătite pentru cei mai înfocați susținători ai formației la lansare, bineînțeles. Deci, Gabi, o să fii tu primul care să ai... Dragii mei, eu nu vreau 3, un singur CD, da? Următoarele 2, dacă îmi dați mie, le dau celor care sunt în sală alături de noi. În orice caz, m-am hotărât să ofer și eu un premiu. Celui mai gălăgios fan al vostru o să-i ofer o excursie la Brașov cu bicicleta. Sănătate da. Curată, da. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest album. Cât timp va lua să realizați? Pentru că e... Da, dacă ți-aduci bine aminte, de-a lungul timpului, de câte ori am fost la tine în emisiune, aici la Nord-Vest, la ceară de dimineață, am tot discutat de foarte mult timp, eu zic că e mai bine de un an, de când ne-am propus să-l finalizăm. Am așteptat și noi rândul, ca și toată lumea, să putem finaliza la Cluj. Am așteptat după acei doi oameni minunați care ne-au ajutat, Alex Malski și Vali Doagă, compozitorul la care am apelat, pentru că au avut și ei la rândul lor mult de lucru și noi eram în sezonul de nunți și nu am putut să venim tocmai când ne-au chemat ei. Probabil aveam noi și noi iară când i-am solicitat că avem liber, erau ocupați. Și uite așa a decurs acest album și s-a prelungit puțin, zic eu. Dar e mai bine că înseamnă că ați mai lucrat la finisaje, la melodii, exact, ați exact. Scos varianta finală după... Deci ne-a trimis, așa numim noi, pilot, da. Să, cer scuze, să ascultăm și a doua zi sau știu eu, peste o săptămână, am zis că totuși poate ar fi mai bine să modificăm unele chestii și iată că am ajuns la... Varianta finală. La varianta finală, la un numitor comun. Pe care comun. O considerați cea mai bună. Da. În momentul actual. Da. Călin, te văd foarte gânditor. Da. Poate nu-ți vine să crezi, dar cu emoție în suflet săptămâna asta, parcă toată săptămâna numai lasă ne-am gândit și lasă ne-am concentrat. Suntem și bucuroși, în același timp și emoționați. Să știi că toate piesele de pe album sunt foarte frumoase. Avem piese pentru toate categoriile de oameni, adică și pentru cei care au băiat și fată, avem melodie și pentru cei care au plecat câte o persoană prin sănătate,
Avem melodie și pentru cei îndrăgostiți. Melodie tot, de suflet, așa e. Tot vine luna îndrăgostiților. Avem melodie și pentru nuntaș. Avem melodii pentru toată lumea. Așa că acest album o să fie diversificat și foarte complex. Da. Vreau să te întreb, Călin, dacă ați invitat și persoane mai cunoscute în afară de mine. În afară de mine. Da, am făcut invitații și la oficialitățile din oraș. Sper pentru să vină. Că e prima voastră lansare pe scena Filarmonicii. Exact. E o realizare foarte mare, trebuie să vă spun acest lucru. Și bănuiesc că voi conștientizați că e o mare răspundere să cânți în fața oamenilor melodii noi-nouțe și pe scena Filarmonicii. Exact. Ați trecut, cum s-ar zice, la nivelul următor. Sperăm. Ca în jocul, the next level. Asta am și urmărit, ca să nu rămânem în anonimat. Să luminăm puțin și noi frunțile oamenilor și la rândul nostru să ne luminăm și pe noi. Și e de fapt, în afară de faptul că e o lansare de album, e un concert în toată regulă, un spectacol, un show, un adevărat exact, pentru că sens al cuvântului. Am invitat și alți artiști să nu participe. Nu sunteți artiștii care de întâi mai umblă pe la păturile oamenilor cu zongora și ce chiar, că hai că vom ca face o melodie, dați-mi 5 lei. Vă, acum ați trecut la spectacole, care e un spectacol, e un lucru extraordinar. Și totodată avem marea bucurie de a fi spectacolul tot televizat și acest lucru ne încântă că va filma Nord-Est TV. Mulțumim, Adi, dar cred că și pe tine te va încânta acest lucru, că o să primești filmarea și o să le arăți la nepoței când o să ai vreo 79 de ani și barba până în genunchi. Uite, deja, bă, ce șmecher am fost deja eu. Deja simțim o mare apăsare sufletească și o bucurie în același timp. Tocmai de aceea zicem să rămână tot evenimentul pe o filmare ca să putem vedea cum o decurs tot spectacolul și să vedem ce reacție vom avea după ce îl vom viziona și noi în calitate de telespectator, bineînțeles. Da, să știi că pe moment, tu fiind sub impact emoțional atât de puternic, tu nu o să vezi nici plusurile, nici minusurile, dar după, stând la rece, după exact. Stai și te uiți și zici, asta nu e și foarte bine, da, asta da. Mai puțin bine. Dar știi cum e? Nici eu nu-mi fac probleme de genul, nu e cazul să vi le faceți nici voi. Eu spun, referitor la televiziune, 100 se uită. În momentul în care fac o greșeală, asta tot e mai încurajarea pe care le adresez și colegilor. 100 se uită. Doi văd. Întâmplător aia, doi, șefii. Da, dacă o să mai avem unele mici greșeli pe parcursul activității muzicale, o să le colectăm. Este cel mai important să știi, să-ți recunoști că ai greșit sau n-am făcut bine acel lucru și este important să știi să-l colectezi la momentul potrivit. Deci chiar ne bucurăm dacă cineva ne sugerează o atenție, uite, ar trebui să faceți așa sau să vă comportați așa, sau asta e foarte important, să ții cont și de părerea celorlalți. Așa că să știi că noi am ținut în primul și în primul rând am ținut cont de sfaturile propuse de șeful acestei instituții, domnul Răzvan Govor, îi mulțumim pe această cale, că de fiecare dată ori omitem, ori scăpăm, ori nu avem timp, ori timpul ne presează, îi mulțumim din suflet cu toată echipa Nord-Est, toți ne-ați ajutat, fiecare a contribuit cât a putut și cât a reușit. Vă mulțumim tare frumos și sperăm că și de seara sunteți alături de noi și nu numai voi, toți cei din jurul nostru care ne iubesc, ne apreciază și, cum se spune, după plată și răsplată. Deci, de seara, după aia... Am înțeles. Dar, de fapt, voi știți că unde e joc și voie bună, acolo e Gabi. Hop, așa, nu-i problemă, știi? Ne simțim bine împreună. Ce o să ne cântați astăzi? O să vă cântăm două melodii de pe albumul nou. O să vă cântăm una melodie pentru... cum să spun, dacă atât am pomenit de joc și voie bună, despre nuntă, despre socrii, despre miri, despre nănaș, o melodie foarte, foarte bună, care o să ne prindă foarte bine la evenimentele din acest an și nu numai. Și o melodie de dragoste. Ce iubire și ce dor simt parfumul florilor, pentru că tot vine primăvara. Băi, ai văzut ce am scris în prezentare, cu două melodii scoase din cutie de 5 minute, așa am scris, atât de noi. Așa este. Da. Câteva cuvinte pentru telespectatori. Să nu uităm să repetăm, pentru că e exasperant modul la care unii întreabă cât e biletul. E intrare liberă, dragi telespectatori. Deci nu este bilet de intrare, toată lumea este invitată. Considerați că aveți invitație. Veniți! Exact. Da, dragi telespectatori și toți cei care ne urmăriți la această oră,
Noi, formația Argu din Satu Mare, vă invităm cu tot sufletul și cu tot dragul să fiți alături de noi la un ceas aniversar, puteți să spunem așa, să ne bucurăm împreună și să trecem etapele sau treptele lansării noastre cu bine. Vă așteptăm cu drag la Filarmonică de seară, de la orele 18, în directul dumneavoastră. Dani? Așadar, cum a spus Călin, vă așteptăm pe toți la lansarea albumului și aș vrea să le dedic aceste două melodii de dimineață doamnelor de la obstetrică Spitalul Județean din Satu Mare, care mi-au ajutat soția când a născut, pentru că pe data de 30 mi-a dăruit o fică, pentru a doua oară m-a făcut tată și le mulțumesc așadar doamnelor doctor de acolo, moașelor și tuturor celor care ne-au ajutat. Exact. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră la Filarmonica Dinu Lipati din Satu Mare la lansarea albumului nostru. Adi? Vă așteptăm pe toți să mărenim cu mare drag la lansarea albumului și vă mulțumim că ne susțineți. Norbi? Nu, ce pot să zic? Și colegii, vă invităm cu drag și o să fie distracție la maxim. Așa, și eu vă invităm cu drag, dragi telespectatori, ne întâlnim de seara acolo de la ora 18, așa cum a spus, intrarea va fi liberă. Ei, și acum, până se pregătesc ei să cânte, eu o să vă spun bancul zilei, le doresc mult, mult succes și voi fi acolo ca să-i susțin, pentru că sunt prietenii mei, nu de azi, de ieri, de câțiva ani buni, dacă stau să mă gândesc bine, vreo 7-8 ani, ba, unul dintre ei, Adi, de la Satu Mare, e de mult mai mulți ani prieten bun. Acum să vă spun bancul zilei, e foarte tare. Îi spune Maria lui Ion, șeful nostru a organizat ieri un campionat la solitaire. Și ce premiu au luat participanții? Păi locul 1, 2 și 3 au fost dați afară. Așa. Cel de-al doilea, m-a sunat soacră-mea aseară panicată din cale afară și mi-a spus, dragă jinere, nu știu ce să fac, măi, au căzut curentul și din bucătărie vine un miros tare puternic de gaz, măi, ce să fac? Calmează-te, mamă soacră. Și aprinde o lumânare, intră în bucătărie să vezi dacă n-ai uitat pornit aragazul. Stai că stau eu la telefon. Așa. Și iată cel de-al treilea, pentru că mai a puțin pregătirea formației. Sir își cheamă bucătarul și spune, John, mâine va veni în vizită soacră mea. Uite, aici este lista completă cu mâncărurile ei preferate. Am înțeles, sir, răspunde bucătarul. La care sir zice, John, dacă un singur fel de mâncare din lista aia apare pe masă, ai devenit automat șomer, John. Bun. Ce ar mai fi? Ar mai fi cam atât, dragi telespectatori. Urmează show-ul live, o introducere la ceea ce urmează de seară, la lansarea albumului Asta da viață frumoasă a grupului Argus. Iar acum să-i ascultăm pe Dani, Adi, Călin și Norbi, cu alte cuvinte, formația Argus. Eu le doresc mult succes. Ne vedem luni dimineața la 7 fix pe Norvest TV la un nou ceai de dimineață și de seară la Filarmonica din Ulipati la lansarea albumului Asta da viață frumoasă Argus. Mai precizez o dată, cu riscul de a mă repeta, intrarea este liberă! Bun, sunt DJ Gabi, vă doresc un weekend frumos. Bye-bye! Hai la luntă, mă! Hai la... și cântă astăzi cu drag fiecare. Mirii sunt frumoși, nașii-s bucuroși, s-o primit și s-o primarii sunt tare făloși. Și neamuri și prieteni cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor un pahar ciocnesc.
Miris bucuroși, nașiți bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și amuri și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Și neamul să ciocnim cu fiecare, că așa e la nuntă mare. Să ciocnim cu fiecare, că așa e la nuntă mare. Mirii sunt frumoși, nașii-s bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și neamul și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Miris bucuroși, nașii-s bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și neamuri și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Bună și frumoasă, împreună să trăiască, măi, viață bună și frumoasă. Mirii sunt frumoși, nașii-s bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și neamuri și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Mirii-s bucuroși, nașii-s bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și neamuri și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Mirii sunt frumoși, nașii-s bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și neamuri și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Mirii-s bucuroși, nașii-s bucuroși, s-au primit și s-au primari, sunt tare făloși. Și neamuri și prieteni, cu toți chefuiesc, azi în cinstea mirilor, în pahar ciocnesc. Ție. Și inima
iubească știe. Pentru mine tu, tu e singura iubire. Și vreau orice zi s-o trăiesc doar lângă tine. Ce iubire și ce dor, simt parfumul florilor când sărut buzele tale. N-am crezut că pot trăi, e un fiecare zi, o iubire atât de mare. Ce iubire și ce dor, simt parfumul florilor când sărut buzele tale. N-am crezut că pot trăi, e un fiecare zi, o iubire atât de mare. Parfumul florilor când sărut buzele tale. N-am crezut că pot trăi, e un fiecare zi, o iubire atât de mare. Ce iubire și ce dor, simt parfumul florilor când sărut buzele tale. N-am crezut că pot trăi, e un fiecare zi, o iubire atât de mare. Domnilor, 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 domnil